Arta de a avea întotdeauna dreptate. Arthur Schopenhauer. Stratagema a opta. Enervarea adversarului. Să provocăm mânia adversarului. Căci, în furia sa, va fi incapabil să judece foarte corect și să-și dea seama de avantajele sale. Îl agasăm, fiind în mod deschis nedrepți cu el, harțuindu-l și arătând tuturor, în general, nerușinarea sa. Stratagema a noua. Tehnica întrebărilor încrucișate. Să punem întrebări într-o ordine diferită de cea cerută prin deducția pe care trebuie să o extragem din ele, amestecându-le în toate felurile. Adversarul nu va ști atunci unde vrem să ajungem și nu va putea să prevină atacurile. Mai departe, vom putea să utilizăm răspunsurile sale pentru a trage diverse concluzii, chiar opuse unele altora, pe care le vom folosi după cum se ivește ocazia. Aceasta are scopul de a ne masca modul în care procedăm. Stratagema a 10-a, jocul dintre negativ și pozitiv. Când observăm că adversarul răspunde în mod sistematic negativ la toate întrebările, atunci când un răspuns pozitiv ar fi putut servi pentru a susține teza noastră, trebuie să punem întrebarea sub o formă contrară afirmației care vrem să-i servească. Să procedăm ca și cum n-am vrea ca el să adere la ea, sau cel puțin să fie pus în situația de a alege între cele două, dar astfel încât să nu-și dea seama de propunerea pe care vrem să o aprobe. Stratagema 11-a. De la particular la general. Dacă raționăm prin inducție și dacă adversarul este de acord cu adevărul cazurilor particulare ce servesc la susținerea respectivului raționament, nu trebuie să-i cerem să fie de acord și cu adevărul general care rezultă din aceste cazuri particulare. Este mai bine să-l introducem ulterior în dezbatere, ca și cum acest adevăr ar rezulta clar și ar fi unanim recunoscut. Se va întâmpla deseori ca adversarul să-și imagineze că le-a aprobat și asistența să creadă acest lucru, dat fiind faptul că ei își vor aminti numeroasele chestiuni care nu pot să producă decât efectul căutat de noi. Mersi de audiție!